Regiunilor de Stat al României. În această sală atât de primitoare,
cu invitații noștri împreună cu toți cei dragi ai dumneavoastră. Permiteți-mi să anunț așadar prezidiul și pe cei care ne onorează cu prezența la festivitatea promoției 2018. Avem din partea Consiliului Județean pe domnul vicepreședinte, domnul Doru Dăncuș. Din partea conducerii facultății noastre, domnul decan, conferențiar universitar dr. Ioan Mircea Farcaș. Din partea conducerii facultății de litere, doamna conferențiar universitar dr. Delia Suiogan, prodecan. Și din partea Departamentului Științe Socio-Umane, domnul director Ștefan Pomian. Avem și alți distinși invitați care sperăm că pe parcursul organizării acestei festivități să apară din partea conducerii municipiului Baia Mare. Și pentru că i-am prezentat pe cei care, iată, prezidează, a venit și doamna director din partea Departamentului de Filologie, doamna profesor universitar dr. Rodica Țurcanu. Distinși invitați, onorată asistență, permiteți-mi să dăm curs festivității absolvenților noștri promoției 2018. Evident că nu se putea altfel decât să vină, să țină discursul, de cuvântul de deschidere domnului decan al facultății noastre de litere, domnul Ioan Mircea Farcaș, profesor universitar, doctor. Vă mulțumim, domnul decan. Mulțumesc, doar conferențiar. Și înainte să încep discursul, vreau să anunț că distinsul nostru moderator este prodecanul facultății de litere, conferențiar universitar, doctor Paul Adrian. Din modestie, nu și-a spus numele, nu s-a prezentat. Apreciem acest lucru. Stimați invitați, onorați părinți, colegi profesori, dragi studenți. Dacă proverbul binecunoscut ne spune toamna se numără bobocii, facultatea de litere adună roadele însămânțate acum 3 ani, în această primăvară unică, o primăvară în care ne amintim cu emoție că au trecut 100 de ani de la Marea Unire, 100 de ani în care moșii și strămoșii noștri români au semnat istoria, readucând în memoria tuturor fapte dintre cele mai mărețe, începând cu Burebista, care a reușit să unească pe strămoșii noștri cetodaci într-un foarte puternic stat, pe marele Mihai Viteazul, care a reușit și el să reunească cele 3 provincii istorice într-o singură țară, Mica Unire a lui Alexandru Ioan Cuza și Marea Unire de la 1918. Facultatea de litere a Centrului Universitar Nord din Baia Mare este în sărbătoare. Dumneavoastră sunteți a 28-a generație de studenți de la reînființarea în 1990 a Facultății de Litere și a 57-a generație de când s-au pus bazele învățământului superior pedagogic în Baia Mare. Dar tradiția în altelor studii merge cu mult în urmă până în secolul al XVI-lea, când documentele vremii pomenesc de Scola Rivulina, atestată la 1547, în orașul nostru numit de la 1329 Rivulus Dominarum, adică Pârâul Doamnelor, în germană Frauenbach, și unde se studia pe lângă greacă, latină, ebraică și limba engleză. Această Scola Rivulina a fost prima școală medie din Ardeal, care se va transforma în școală medie cu rang de institut superior, și va funcționa până în 1755. Deci sunt 400 de ani de tradiție în predarea limbilor străine la Baia Mare, lucru dovedit prin documente. O altă atestare îndăduce însă cu 200 de ani în urmă, când la 1388 exista în Baia Mare o școală superioară condusă de rectorul Teodoric. Dumneavoastră, ca absolvenți al unei facultăți aparținătoare unei universități aflate pe locul 4 în țară, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, ați avut și șansa de a fi studenți ai sistemului de învățământ în Bologna, Universitatea din Bologna, înființată la 1888, sistem care vă oferă marele avantaj ca studiile absolvite aici, în Facultatea de Litere din Baia Mare, să fie recunoscute și echivalate automat în
Uniunea Europeană, fără a mai fi nevoie, ca în trecut, de perioade lungi de așteptare. Împreună cu dumneavoastră am avut un an plin de realizări, care a debutat cu o mare surpriză. Facultatea de Litere a obținut în cadrul GALE Edu Manager din octombrie 2018 diploma de excelență pentru organizarea sesiunii științifice studențești Nord Perspective Interdisciplinare. Facultatea noastră a mai organizat 5 conferințe susținute de înalte personalități ale culturii și științei românești, dintre care 3 susținute de membrii marcanți ai Academiei Române. Prima din această serie a avut loc în 20 octombrie, când academicianul Ioan Aurel Pop, rectorul Universității Babeș-Bolyai și în prezent președinte al Academiei Române, a susținut o conferință pe tema Cum s-a făurit România, urmată de cea a academicianului Răzvan Teodorescu, Monumentele României în patrimoniul UNESCO. Acestor două manifestări s-a adăugat cea a academicianului Ion Pop, prestigios critic literar, poet și prozator, profesor al Facultății de Litere din Cluj-Napoca, care a vorbit studenților și cadrelor didactice despre avangarda și ariergarda literară românească. Acestor conferințe se adaugă încă 2, susținută de profesorul dr. Pavel Chirilă, cu tema Cât de vechi sau cât de nou este conceptul de medicină creștină, iar dr. Călin Georgescu, expert ONU în dezvoltare durabilă, ne-a vorbit în aula Centrului Universitar Nord despre a fi sau a avea. Acestor manifestări prestigioase li se adaugă cea de-a 6-a, derulată în luna martie, susținută de fostul președinte al României, domnul Emil Constantinescu, care ne-a vorbit despre puterea cărții, o temă iscusit aleasă și foarte potrivită pentru mediul academic băimărean. Acestor evenimente extraordinare li se adaugă sesiunea științifică studențească Nord, Perspective Interdisciplinare, aflată la 2-a ediție, care a avut loc în urmă cu 2 săptămâni și care a întrunit 201 participanți, majoritatea aflându-se aici între mândrii noștri absolvenți. Și tot pentru dumneavoastră, studenții Facultății de Litere, avem în desfășurare un foarte important proiect european denumit Impuls, care se adresează studenților din anul 1, în scopul integrării lor în mediul universitar. La sfârșitul lunii iunie, facultatea noastră va găzdui pentru prima dată în România Congresul Atlasului Limbilor Europei, care va face din Baia Mare, cu ocazia centenarului Marii Uniri, o adevărată capitală a limbilor Europei, după ce în iunie 2016 a fost organizat tot în Baia Mare, pentru a 2-a oară în România, Atlasul Limbilor Romanice, reunind în orașul nostru denumit atât de frumos Regulus Dominarum, pe cei mai prestigioși lingviști din Europa. Aceste conferințe vin în continuarea unei frumoase tradiții existente încă dinainte de 1989, când în Facultatea de Litere s-au derulat evenimente la care au participat personalități de excepție, cum ar fi academicienii Iorgu Iordan, Alexandru Graur, Dimitrie Macrea, Mihai Pop, profesor de înaltă ținută, Gheorghe Vrabie, Dumitru Pop, culminând cu Ioan Petru Culianu, iar după Revoluție, academicienii Augustin Buzura, Alexandru Surdu, Teodor Dima și alții. Cam aceasta este, pe scurt, atmosfera academică filologică băimăreană, care va împlini în 2021 60 de ani de la înființarea învățământului superior. Aici, la marginea de nord a României, în 1961. Facultatea este condusă de o echipă tânără dinamică, de un consiliu profesoral activ, de șef de departamente responsabili și pricepuți, fapt care ne-a permis ca într-un interval relativ scurt să reușim să conectăm activitatea didactică și de cercetare la realizările naționale și internaționale. Studiile de licență și masterat din Facultatea de Litere din Baia Mare pot fi completate la cel mai înalt nivel prin Școala Doctorală de Științe Umaniste, care funcționează aici pe 2 paliere, filologie și filozofie, studenții noștri având astfel posibilitatea studierii acasă, sub îndrumarea celor 7 conducători de doctorat ai facultății noastre. Profesorii care v-au îndrumat, stimați studenți, au dat tot ce au avut mai bun în demersul lor didactic. Iar bucuria noastră a profesorilor voștri este foarte mare atunci când întâlnim
fost studenți care au reușit în viață, ajungând în posturi și funcții înalte. Dacă dumneavoastră veți reuși într-o zi să ne depășiți, acest lucru va constitui însăși dovada supremă că noi, profesorii dumneavoastră, ne-am făcut datoria ca la carte. În final, afirm că sunteți studenții ai cele mai frumoase facultăți, care îmbină la modul fericit iubirea față de cuvântul Logos, iubirea față de Dumnezeu și iubirea față de frumos. Dragi părinți, Facultatea de Litere vă mulțumește pentru răbdarea și eforturile depuse, susținându-vă ce aveți mai drag pe copiii dumneavoastră care azi vă fac cinste aici. Vă felicităm pentru onoarea pe care ne-ați făcut-o și închei cu urarea tradițională Vivat crescat florea, adică să trăiască, să crească, să înflorească. Mult succes! Istorie și am scos în evidență prestigiul acestei facultăți care face cinste orașului, municipiului Baia Mare, de ce nu și județului din care cu toții facem parte. Iată din partea Consiliului Județean, mereu alături de noi la toate activitățile didactice și post-universitare, activitățile cu studenții, cu tineretul, domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, domnul Doru Dăncuș, pe care îl rog să transmită mesajul domniei sale și a instituției pe care o reprezintă. Mulțumesc! Bună ziua, bine v-am găsit! Mi-am dat seama încă de la aplauzele din momentul prezentării cât de apreciați sunt politicienii în fața profesorilor. Și acest lucru nu poate decât să mă bucure, pentru că știu că aici, la Universitatea de Nord, sunt cadre universitare foarte bine pregătite și apreciate de studenți. Domnule decan, doamnă prodecan, distinse cadre universitare, dragi absolvenți, stimați invitați. Astăzi este o zi specială, în mod deosebit pentru dumneavoastră, absolvenții, care în urmă cu 3 sau 4 ani de zile ați ales să fiți studenți la Universitatea Tehnică din Cluj, Centrul Universitar Nord din Baia Mare. Este o zi specială și pentru dumneavoastră, profesorii, cadrele universitare, care în acești ani ați depus eforturi, ați făcut tot ceea ce v-a stat în putință să-i educați și să-i formați pe acești tineri, pentru a-i pregăti pentru ziua de mâine. Recunosc că este o zi specială, chiar foarte emoționantă și pentru mine. În calitate de absolvent al Universității din Baia Mare. Și acest lucru se datorează în special faptului că astăzi mă găsesc în fața iluștrilor mei profesori, precum aș fi la un seminar sau la o conferință, și în aceste momente nu pot decât să le mulțumesc pentru modul în care m-au format, pentru modul în care au știut să scoată din mine tot ceea ce este mai bun. Cu unii dintre profesorii de la universitate am avut întâlniri multe și benefice, sper eu. Chiar din ciclul primar, de la IUD, de acolo de unde vin eu. Și le mulțumesc și pe această cale. Însă, astăzi, actorii principali sunteți dumneavoastră, absolvenții. Și aș vrea să vă luați foarte în serios acest rol de actori, pentru că urmează o provocare, urmează ca dumneavoastră să puneți în practică tot ceea ce ați învățat aici, în cadrul Universității de Nord, Centrul Universitar din Baia Mare. În urmă cu vreo 10 zile, Consiliul Județean Maramureș, în cadrul unui eveniment intitulat Zilele Maramureșului, a lansat un proiect interesant, spun eu, inedit, Cinstea Maramureșului. În cadrul acestui proiect am premiat
diverse personalități maramureșene care de-a lungul carierei, de-a lungul activității pe care au desfășurat-o și o desfășoară în continuare, excelează în diverse domenii. Mă gândesc că peste câțiva ani, mulți dintre dumneavoastră, și îmi doresc foarte mult ca mulți dintre dumneavoastră, fie că sunteți absolvenți, fie că sunteți în sală, să fiți premiați în cadrul acestei gale și nu numai în cadrul acestei gale, pentru că sunt sigur că veți face cinste Maramureșului în primul rând. Vă doresc din tot sufletul ca oriunde veți merge, oriunde veți ajunge, în orice zări vă veți desfășura activitatea, să purtați în suflet Maramureșul și să nu uitați că ați absolvit la Baia Mare. Aș vrea, în final, să vă spun că un ilustru filozof, Sigmund Freud, spunea că un om are nevoie de vise ca să ajungă să cunoască realitatea. Vă doresc să visați mult, să visați frumos și visurile dumneavoastră să devină realitate. Felicitări tuturor și să fie într-un ceas bun! Mulțumim și noi, domnule vicepreședinte, pentru cuvântul dumneavoastră, pentru gândurile transmise și mai ales pentru că sunteți mereu partener împreună cu instituția pe care o reprezentați alături de facultatea noastră de litere. Nu se putea alături de discursurile susținute decât să vină cineva și din partea absolvenților. Motiv pentru care o invit pe domnișoara absolventă Selena Acui, de la specializarea limbi moderne aplicate, care este și studenta sau absolventa promoției 2018, să susțină discursul din partea absolvenților. Selena Acui. Stimați domn profesor, stimate domnule profesoare, stimați colegi, stimați spectatori. Vreau să rostesc aceste cuvinte de recunoștință pe care le voi adresa profesorilor noștri, plecând de la modul în care Albert Camus își încheia colecția de eseuri intitulată Munta, și anume, în acest templu părăsit de zei, idolii mei au picioare de lut. Astfel, putem deja să conturăm importanța rolului profesorului. Profesorul adoptă forma neregulată a spiritului unui student, cioplește marginile sufletului, rafinează rațiunea și îndepărtează impuritățile ce ar putea afecta caracterul uman al acestuia. Profesorul acceptă studentul, dar mai ales îl înțelege. Relația ce se creează între tutore și ucenic este una prin care cordialitatea precedă cultivarea. Suntem, înainte de toate, oameni. Pentru că înțelepciunea divină este imposibil de atins, divinitatea dăruiește ființei umane capacitatea de a învăța, de a cunoaște, de a dobândi înțelegere lumească, de a fi pasionat și de a dărui mai departe toate cunoștințele adunate de-a lungul unei vieți. Acest proces este mijlocit în egală măsură de părinți și de profesori. De aceea, dorim să mulțumim profesorilor noștri pentru munca istovitoare depusă pentru a lăsa în noi, studenții lor, o moștenire a cunoștințelor lor, pe care la rândul nostru să o putem transmite mai departe. Dorim să mulțumim profesorilor pentru faptul că a existat atât o relație de profesor-student între noi, cât și o relație de prietenie, în urma cărora am reușit să ne dezvoltăm științific, cultural, dar și moral, pe plan personal. Dar mai ales, dorim să vă mulțumim, stimați profesori, că ne-ați acceptat pentru ceea ce am fost și ne-ați încurajat să devenim cea mai bună versiune a noastră. În încheiere, vă cer permisiunea să citesc o poezie prin care se asociază truda profesorului de a-și transmite cunoștințele cu dificultatea Atenei, zeița înțelepciunii, de a-și transfigura spiritul în discipolii ei. Lacrimile Atenei. Își tăra picioarele goale pe marginea unei cărări, pietruite cu vidul gândurilor altor trecători. Mută, într-o necuvântare vinovată, uneori tresărind, când piatra îi înțepa călcâiul și ne amintea de înțelepciunea ce trebuie să o lase moștenire celor cu mintea năpădită de stânci. Atena își ridică ochii și pășește aproape de cei cinci discipuli.
În fața lor, privirea Atenei nu necesită rostirea lămuririi, întrucât ei acceptă învăluirea ființei proprii de o forță încă neînțeleasă. Și în tăcerea sa inconștientă, în ochiul ei abuzat de materie, dar nepătruns de întuneric, Atena desleagă căderea unor picături de înțelepciune asupra discipolului ei. Pătând rațiunea cu incertitudinea, ce se plânge după nevoia de cunoaștere, infectând limitarea cu acceptarea, cicatrizând spiritul cu sensul eșecului, dar cu ambiția depășirii obstacolului, sufocând sufletul cu căldura interioară de care erau încalienați. Atena le dăruiește viziunea, iar ei ciopresc piatra și dezvăluie perla ascunsă în noroiul uscat al malignității umane. La sfârșitul zilei, ținând perla în centrul palmei cu rănile care se vindecă, ei pornesc pe aceeași cărare cizelată acum de cunoașterea trecătorilor. Atena zâmbește marcată de pace și mută, în neantul gândului, se lasă purtată de esență, pe volta spiritelor înțelepte care țesc un fir nou pe pânza cunoașterii universale. Mulțumesc frumos! Și un buchet de flori, sigur, pentru Selena, pentru că merită, este absolventa promoției 2018. Aproape de media 10. Nu vă spun cât, oricum este peste 9,75. Felicitări, Selena! După această secțiune a discursurilor, evident, trecem la partea cea mai animată, și anume, de ce nu, de strigare a catalogului, mai întâi al profesorilor, pentru că fără profesori, la oră, studenții de regulă vin și așteaptă să vină cunoștințele de undeva. Fără profesor, se poate transmite mesajul. Am să o invit pe absolventa Roxana Ciobanu, de la limba română-engleză, să facă strigarea catalogului distinselor cadre didactice universitare. Stimați profesori, dragi părinți, prieteni și colegi, am să dau strigarea catalogului celor care ne-au călăuzit pașii în acești ani universitari. Și voi începe prin prezentarea conducerii Centrului Universitar Nord, prorector profesor universitar dr. Habil Petrică Pop-Sitar, secretar șef dr. Mariana Dobra. Conducerea Facultății de Litere. Îl voi prezenta pe domnul decan conferențian universitar dr. Ioan Mircea Farcaș. Prodecan conferențiar universitar dr. Delia Siogan. Prodecan conferențiar universitar dr. Gheorghe Adrian Paul. Secretar șef al Facultății de Litere, Cati Iacoș. Secretar Anguța Bertea. Secretar Noemi Chifor. Laborant Eugenia Timuș. Laborant Dorin Traian Covaciu. Departamentul de Filologie și Studii Culturale. Profesor universitar dr. Țurcanu Rodica, care este și director de departament. Profesor universitar dr. Habil Munteanu Cornel. Profesor universitar dr. Habil Felecan Daiana. Profesor universitar dr. Habil Felecan Oliviu. Permit o corectură, habilitat este prescurtarea. Se înțelege. Profesor universitar dr. Glodeanu Gheorghe. Profesor universitar dr. Achim George. Conferențiar universitar dr. Habil Tărăbuș Carmen Cerasela. Conferențiar universitar dr. Oțoiu Adrian. Conferențiar universitar dr. Munteanu Sisterman Mihaela. Conferențiar universitar dr. Wood Crina Maria. Conferențiar universitar dr. Claudia Marian. Lector universitar dr. Răchișan Delia.
lector universitar dr. Tomoyaga Ligia. Lector universitar dr. Nașcu Horia. Lector universitar dr. Pop Ioan Beniamin. Lector universitar dr. Oțoiu Marcela Cristina. Lector universitar dr. Fălăuș Ana Maria. Lector universitar dr. Todea Luminița. Lector universitar dr. Florina Achim. Lector universitar dr. Alina Boja. Asistent universitar dr. Barbor Minodora. Lector universitar dr. Demarcec Ramona. Lector universitar dr. Turturiano Alitea. Lector universitar dr. Ruf Cilo. Lector universitar dr. Bucheșiu Alina. Departamentul de Științe Socio-Umane, Teologie și Arte. Conferențiar universitar dr. Pomian Ștefan, care este și directorul de departament. Profesor universitar dr. Dunca Petru. Profesor universitar dr. Stuciu Nicolae. Conferențiar universitar dr. Dunca Daniela. Conferențiar universitar dr. Kira Adrian. Lector universitar dr. Farcaș Claudiu. Lector universitar dr. Nechita Marius. Lector universitar dr. Călăuz Adriana. Lector universitar dr. Tohătan Ioan Ștefan. Lector universitar dr. Achim Andrei. Lector universitar dr. Borca Vasile. Lector universitar dr. Borca Eusebiu. Lector universitar dr. Dani Dorinel. Lector universitar dr. Stan Teofil. Lector universitar dr. Marian Valerian. Lector universitar dr. Tâmbuș Ioan. Lector universitar dr. Negrean Ioan Angel. Lector universitar dr. Papiu Greti Adrian. Lector universitar dr. Achim Melinda. Lector universitar dr. Bob Cătălin. Lector universitar dr. Trif Zorica. Lector universitar dr. Vele Cristian. Conferențiar dr. Tașcu Ioana. Lector universitar dr. Cuceu Doina. Lector universitar dr. Horodau Ane Marie. Lector universitar dr. Ioan Gogota. Lector universitar dr. Ilie Gerheș. Lector universitar dr. Ioan Gergel. Lector universitar dr. Ana Farcaș. Lector universitar dr. Bud Ioan. Lector universitar dr. Rusu Adrian. Cadre asociate. Profesor universitar dr. Georgeta Corniță. Profesor universitar dr. Constantin Corniță. Conferențiar universitar dr. Gheorghe Mihai Bârlea. Conferențiar universitar dr. Florian Roatiș. Profesor Mihai Ciplea.
profesor Romana Onețu, profesor Simeon Belea, acestea au fost cadrele didactice care ne-au călăuzit pașii. Dacă am omis pe cineva, ne cerem scuze și sperăm să ne revedem peste 20 de ani. Vă mulțumim frumos! Mulțumim și noi, Oxana. Acesta a fost corpul profesoral al facultății noastre de litere pe cele două departamente. Și acum, de ce nu să dăm cuvântul sărbătoriților noștri, celor care trebuie să iasă, într-adevăr, linia cea din tâi. Trecem la stricarea catalogului pe specializări și la întâlnirea reprezentanților fiecărei specializări. S-a stabilit să intrăm în ordinea respectivă alfabetică, dar în același timp și pe departamente. Dacă anul trecut a fost departamentul de filologie, anul acesta începe departamentul de științe socio-umane, teologie și arte. Motiv pentru care invităm pe fondul sonor pregătit de specializarea artele plastice, coordonate de către domnul profesor Negrian Anghel. Invităm specializarea arme plastice. Sărbătorirea 122 de ani de la fundamentarea Centrului Artistic Baia Mare și iarăși după puțin timp de la comemorarea 100 de ani de la trecerea în neființă a celui care a fost Simon Holo și fondatorul acestui centru artistic, iată, adăugăm un plus valoarea prin acest 13 artiști care, începând de astăzi, vor îmbogăți cu siguranță cultura Băii Mari, cultura țării, a Europei, de ce nu? Am să dau citire catalogului. Ligia Ardelean. Succes! Ana Maria Blaga. Alimatu Giallo. Succes. Alina Herzeg. Valentina Mureșan. Succes. Mihaela Noi. Succes. Cerasela Pop. Succes. Diana Pop. Succes. Ștefania Pop. Succes. Robert Samu. Succes. Teodora Sila. Cristina Zărnescu. Succes! Aveți și o plăcere. Mulțumim celor care sunt prezenți aici pentru tot și pentru toate, aceasta fiind specializarea arte plastice, pictură,
le urăm încă o dată succes absolvenților. Mulțumesc! Mulțumim și noi, domnule profesor Angel Negrean. Invităm pe absolvenții de la Arte Plastice să ia locul acolo unde este stabilit. Urmează asistența socială, coordonator, lector universitar, doctor Ioan Ștefan Tohătan. Fondul sonor de la asistență socială. Dragi invitați, stimați părinți și dragi absolvenți, aveți în fața dumneavoastră un număr, eu aș spune, impresionant de tineri care în urmă cu 3 ani de zile pentru că n-au tine că pătrarea Dumnezeu s-au gândit să vină în sprijinul semenilor lor. Oare ce este mai frumos și mai nobil decât acest lucru? Să-ți alegi ca profesie să fii ajutorul, sprijinul de nădejde a celui de lângă tine aflat uneori în nevoie. Este vorba despre asistența socială. Este vorba de acest număr frumos, impresionant, de tineri care absorb în acest an, în anul centenarului Marii Uniri, asistența socială. Eu ar vrea să vă spun despre ei că sunt extraordinare. Au fost mereu aplicați în ceea ce privește primirea de noi cunoștințe. Nu numai din profesia lor viitoare, dar și din orice alt domeniu. Am fost toți cei care i-am îndrumat impresionați de modul cum s-au zbătut. N-am fost întotdeauna ușor. Mulți dintre ei deja lucrează, chiar în domeniul sociale, să poată urma și cursurile facultății, dar au făcut-o și iată-i azi aici. Și vă mulțumesc, dragi părinți, ei vă mulțumesc pentru că i-ați sprijinit, pentru că i-ați îndrumat și noi le mulțumim de asemenea celor care ne-au fost profesori, că ne-au ascultat și au ajuns astăzi să vă spună tuturor că vor un viitor frumos în viață, pe care eu le doresc, îl doresc din plin. Succes mult în viață. Vă doresc să ajungeți cât mai sus. Sau vă doresc, în primul rând, să vă împliniți sufletește și profesional. Este o meserie cu har, este o meserie deosebită și vă felicit pentru că ați absolvit această specializare a Facultății de Litere. Mult, mult succes! Iată, stimați, jumătate de auditoriu, cine sunt absolvenții specializarea socială anul 2018. Ardelean, Alina, Cocuța, Ioana. Baloc, Alina. Ardelean, Bianca, Roberta. Periosa, Daniela. Pârlea, Camelia. Blaumenștean, Diana, Ingrid. Balaș, Erica. Bonguț, Cristiana, Florina. Bota, Claudia, Gabriela. Bodișan, Oana, Maria. Bretan, Carmen, Lucreția. Bretan, Ana Maria.
Bar Gheorghe. Butacu Bianca Sonia. Buxbaum Teodora Elvira. Giocan Aurelian Ioan. Coste Lavinia Roxana. Crăciunaș Alexandra. Grișan Melissa Bianca. Curtușan Maria Izabela. Danci Ana Maria. Dobrican Renata Maria. Ițac Vaselena. Fabian Adina Silvia. Colincica. Filip Nicoleta. Corincar Silvana Andrada. Corincan Henrietta Renata. Muzeu Măriuța. Măgurean Camelia Meda. Bates Ana Maria Timea. Mihalca Ana Maria. Moldovan Paula Alexandra. Može Mirela Laura. Moșuț Mădălina. Moreșan Ramona Lucreția. Moreșan Andrei. Moreșan Diana Elena. Felicitări. Muciu Corina Simona. Nechita Cristina. Onciu Florina Raluca Mariana. Petruț Crainic Mădălina. Opa.
pop Gabriela Maria. Pop Cristina. Pop Roxana Ștefania. Popescu Emma. Remețan Adina Lucia. Remețan Gianina Laura. Șanta Alexandra Mariana. Șlesen Alexandra Gabriela. Felicitări. Smetan Rodica. Felicitări. Sapo Alexandra. Tomoyaka Ioana Larisa. Toția Maria. Ciprea Ileana. Elena. Vraja Sărică Sebastian Marius. Maria. Aceștia au fost și vă rugăm să vă mulțumim pentru răbdare. Au fost mulți, dar sunt foarte buni toți. Le doresc din suflet tot ce mai bun în lumea aceasta și în viitorul nostru. Mulțumim specializării asistență socială. Invităm să vină la locul lor. Urmează specializarea etnologie, coordonată de către doamna conferențiar universitar doctor habilitat Carmen Drăbuș, care este în Bulgaria, reprezintă cu cinste la Universitatea din Sofia. E înlocuită de către domnul profesor, conferențiarul universitar doctor Ioan Mircea Farcaș, decanul facultății noastre. Invităm așadar etnologia pe fondul sonor muzical. Facultății noastre, o specializare întâlnită doar încă în două centre universitare din țară, la Cluj și la București. Spre deosebire de acestea, la Baia Mare se organizează anual studii de licență la nivel tehnologie, o specializare care este continuată de masteratul etnoturism. Pe aceste diplome, studenții și-au scris următorul citat. Am învățat să scriem pe nisipul ud cuvinte eterne, am învățat ce e viața și pe toate le-am cuprins într-un cuvânt studenție. Vă felicităm! După cum a spus domnul prodecan, au început coordonate de doamna conferențială universitar doctor habilitat Carmen Drăbuș, plecată în prezent ca lector de limba română la Universitatea din Sofia. Eu fiind doar în anul al treilea, în poziție de tată adoptiv.
Sper să nu mă considerați vitre. Porota Angela Emilia a început singură, termină doi. S-a căsătorit și ne pregătește un viitor student. Căluș Titiana Chiorian Darius Robert. Hodea Ana Maria. Lupșe Andreea Roxana. Sunt bun și tați adoptiv la așa. Perța Ana Dorina. Op Alexandra Maria. Șamov Cristina Eugenia. Și domnul Stoian Adelin Dan, membru în Senatul Universității de Ingenieră. Mult succes în viață! Mulțumim frumos! Aceasta a fost specializarea în enologie. Foarte prezenți, foarte vocali, deși sunt puțini, dar extrem de inimă și invităm să ia loc acolo unde au fost stabiliți. Urmează specializarea filozofie, coordonator domnul profesor universitar doctor, reprezentantul nostru în Senatul Universității, Petru Dunca. Fondul sonor, specializarea filozofie. Onora prezidiu, lângă studenți. Acum 2 ani apare o carte scrisă de vicepreședintele Academiei Române la porțile împărăției. Depunem întrebarea cine era acea împărăție. Era Maramureșul. Și este Maramureșul. Această marcantă personalitate a avut o recunoaștere din partea universității noastre și din partea Maramureșului. Doctor honoris causa, ambasador al Maramureșului și nu în ultimul rând cetățean de onoare, care l-a primit recent. Este cel mai mare filozof în viață. Iată cum este respectată filozofia la modul concret. Eram la Perugia, la o mare universitate, și vedeam acolo două animale alegorice, doi grifoni și un an, 1364 și dedesubt, Facultatea de Filozofie și Teologie, 1364. Noi, sigur, scriam codicile de la EUD, noi tot atunci primeam diplome de la marile curți imperiale, deși noi eram recunoscuți. Am venit acasă și mi-am spus că și Maramureș trebuie să aibă o secție de filozofie, pentru că sunt copii extraordinari. Noi am început anul 2000, iată că suntem foarte tineri, avem numai 18 ani, dar suntem la majorat. Am organizat mari manifestări, conferințe internaționale. A fost aici până și consilierul Obama, directorul Institutului de Istoria Religiilor, John Farina, a fost până și confesorul papei, au fost multe personalități. Unele au trecut neobservate, dar rămân în memoria specializării noastre. Avem un masterat special, Drepturile Omului, unic în țară. Avem o școală doctorală și avem copii care se realizează. Chiar domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, domnul Doru Dăncuș, este absolventul specializării noastre, filozofie, jurnalism, secretar de stat,
cadre universitare, deci filozofii merg mai departe. Ce înseamnă, de fapt, filozofie? Înseamnă înțelepciune. Care este reversul înțelepciunii? Prostia. Spunea un prieten de-al meu și a scris o carte, Mama proștilor e mereu gravidă. Popoarele care nu iubesc înțelepciunea riscă să ajungă în această latură. Spunea un mare filozof, Hegel, am spus-o și cu alte prilejuri, popoarele care nu iubesc filozofia sunt ca și popoarele fără temple și fără biserici. Le urez succes acestor tineri filozofi, iubitori de înțelepciune și să aibă parte de un destin de cunoaștere uluitor. Vă mulțumesc și dumneavoastră! Pop de Nisa Anabela. Iluț Denisa Nicoleta. Man Alexandra Ioana. Romean Andreea Lavinia. Băițan Tokia Cristina. Bușecan Manuela Denisa. Purtea Diana Ioana. Pom Maria. Lipsește, este bolnavă. Belia Marina Mărioara. Raul Cosmin. Tot Dora. Vas Mihai Tiberiu. Gorje Nicolae. Despre fiecare s-ar putea spune multe lucruri, pentru că sunt într-adevăr copii foarte, foarte talentați. Le urez succes. Mulțumim frumos, domnule profesor. Aceasta este specializarea filozofie. Invităm să ia loc. Invităm în față, în scenă, specializarea jurnalist din cadrul facultății noastre, coordonator și îndrumător, lector universitar doctor Andrei Achim, fondul sonor, jurnalist. Mă gândeam, ce pot să vă spun ce nu m-am mai zis în acești 3 ani. Mai ales că timpul este foarte scurt și trebuie să condensăm fiecare speech în foarte, foarte, foarte puțin. Zis, măcar 3 lucruri din experiența proprie, măcar 3 lucruri trebuie să punctăm în speech-urile de la cursul festiv. Unul, că voi sunteți viitorul. Doi, că de acum urmează viața reală și intrați în viața reală, etc. Și trei, trebuie să dau măcar un citat, dacă se poate, din cât se poate de obscur, dar care să fie motivațional. E bine, aceste 3 lucruri o să le prind în discursul meu. O să fac foarte subtil prinse aceste lucruri. Unul, voi sunteți viitorul, dar de acum înainte sunteți și prezentul.
nu că n-ați fi fost, dar acum am, acum am punctat, să aveți succes, să aveți parte de sănătate, fericire, tot ce aveți, tot ce vă doriți. Al treilea punct este un citat din Yamamoto Tsunetomo din Hagakure, sper că e destul de obscur, în secolul XVIII, spunea ceva de genul, dacă tot am venit pe ploaie, aproximativ, ne-am fi curat puțin, îmi spunea ceva de genul, putem învăța de la furtună, de la ploaia, de la ploaia bruscă. Poți să mergi, să alergi pe stradă, poți să mergi pe substrești, oricum o să te uzi. Sau poți să accepti faptul ăsta, să fii hotărât că acest lucru se întâmplă, tot te vei uda, dar măcar nu vei fi perplexat. Sper că am atins o bună 95% din punctele pe care mi le-am propus. Dincolo de acestea, ne înțelegem din privire, rămânem cum am stabilit. Vă doresc tot binele din lume, vă doresc să aveți succes în tot ceea ce vă propuneți. Sper ca drumurile pe care vi le-ați ales să ducă spre fericire, spre fericirea individuală și spre fericirea voastră ca și generație, ca și grupuri, etc. O să dau citire diplomelor. Este o diplomă onorifică. Vă urez să fie și cea adevărată, cât de repede în mâinile voastre. Achim Raulian. Și floare. Ana și Andreea Edita. Roxana Ana Maria. Bonaț Alexandru Nicolae. Coteț Sergiu Lucian. Crișan Raluca Ancuța. Demeter Brigita. Fechete Alexandra Lavinia. Florian Flavia Florentina. Giurgiu Ileana. Hoban Ileana Sânzianu. Lung Patricia Andreea. Macovei Mihai Dragoș. Marcu Maria. Pachef Andra. Pop Melissa Lavinia. Rednic Crina Liliana. Simon Iulia Florentina. Jutean Mihaela Amalia.
Citrău a fost aici, este cu noi în suflet, în suflet și în gând. Zaharie Lavinia Gabriela. Aplauze încă o dată pentru jurnalist, promoția domnului. Mulțumim frumos, aceasta a fost specializarea jurnalist, îi felicităm, îi invităm la locul lor. Urmează specializarea limba și literatura română. Întrumător și coordonator lectorului de star, dr. Alina Bugheșiu. Hai să vedem și fondul sonor, limba și literatura română. Fiul student de nas.
Vlad Ioana. Felicitări încă o dată absolvenților. Hai să aplaudăm încă o dată. Aceasta a fost specializarea Limba și Literatura Română. Felicitări! Vă mulțumim frumos, vă invităm înapoi să luați loc. Urmează specializarea Limba și Literatura Engleză, mai frans. Lere Eu, pe fondul sonor și prin momentul care se va prezenta, coordonator lector vestar Dr. Horia Neașcu. Da, acesta este fondul sonor al specializării Lere E. Hello? Poate că unii dintre voi nu ne recunoașteți mai ușor, e fiindcă noi, supereroii, profesorii, purtăm uniforma pe dedesubt. Do you have any questions? I have a handout for you, please pass it on. Nu o să vorbesc numai în limba engleză, ca să nu o sunem prea ciudat azi, dar o să mă întorc la ea. Nici nu o să spun foarte mult, pentru că știu că oriunde vor merge acești absolvenți, vor merge în așa fel încât să facă mândri oamenii aceștia din sală. Și atunci, pentru cei care sunt aici și pentru cei care nu sunt aici, voi citi probabil mai degrabă un poem al unui poet romantic. So, we'll go no more a-roving, so late into the night, though the heart be still as loving and the moon be still as bright. For the sword outwears the sheath and the soul wears on the breast, and the heart must pause to breathe and of itself have rest. Though the night was made for loving and the day returns too soon, yet we'll go no more a-roving by the light of the moon. Sorina Ananie. Dana Budian. Diana Kaya. Corina Ciocodișan. Bianca Crasuc. Violeta Danci. Silvia Horj. Adriana Ilieș. Bianca Kopaściuk. Octavian Maior. Caterina Mureșan. Ioana Ofimeș. Mariana Oros. Maria Petrovan. Maria Ștefanca.
Și nu în ultimul rând, Ioana Ceban. Mulțumesc pentru emoții, felicitări, numai bine. Mulțumim și noi, domnule profesor, aceasta este specializarea LRE. Ne-a plecat, mulțumim profesorul părinților, invităm înapoi. Urmează specializarea LRF, coordonatorul doamna profesor, lector universitar dr. Marcela Oțoiu. Momentul solemn al specializării LRF. Vă rog, doamna profesor. Îi felicit pe acești absolvenți ai secției română-franceză 2018, care s-au zbătut să ajungă până în acest moment final, au luptat, au muncit din greu, s-au străduit, au străbătut în long parcurs du combattant până aici și așa am fost un speech foarte concentrat. Ce pot eu să le doresc acum, câteva cuvinte. Vă doresc un start nou în viață, de acum înainte. Vă doresc ca visele să vi se îndeplinească, să aveți totdeauna încredere în voi și încredere că puteți schimba ceva în bine, mereu. Promoția română-franceză, Amota Teodora Anca. Mavicianca. Urna Maria. Bușetan Mădălina. Dolha Alin Claudiu.
absolvenți, în acest moment consider că pot să vă spun, dragi colegi, efortul timp de 3 ani a fost al vostru în primul rând și abia apoi al nostru. În acest moment vreau să vă spun doar felicitări pentru tot efortul depus în acești 3 ani și succes în tot ce v-ați propus. Un singur sfat, nu are nicio legătură cu înțelepciunea, dar e totuși un sfat. Nu vă luați prea în serios. Și să începem cu catalogul. Selena Achim. Felicitări! Raul Ioan Bogdan. Maria Bombia. Bianca Cristina Borodin. Mihaela Călimanu.
ca să nu spun greul de abia acum începe. So, have fun! Mulțumim și noi, doamna profesor. Felicitări absolvenților acestei specializări. Ne aplicăm în partea profesorilor, a părinților, în semn de mulțumire, recunoștință și vă invităm să luați loc la locul destinat pentru specializarea dumneavoastră. Haideți! Urmează specializarea pedagogia învățământului primar. Codul sonor al pedagogiei. Viitoarele noastre educatoare, învățătoare și, de ce nu, profesori. Coordonator este doamna profesor, lector, universitar doctor, Alina Boja. Stimați colegi, onorați invitați, am deosebită plăcere să vă prezint promoția 2018 a specializării pedagogia învățământului preșcolar și primar. Este un moment al lor, un moment de mare bucurie, cel în care sărbătorim cu toții încheierea 3 ani de studiu, emoții, bucurii. Și pentru că este momentul absolvenților, nu mi-am propus să vorbesc foarte mult. Din partea lor, aș vrea să amintesc un număr de profesori care nu au fost citiți în prezentarea inițială, cărora le mulțumim în mod deosebit. Conferențiarul universitar dr. Monica Maier. Conferențiarul universitar dr. Horvat Marc Andrei. Rector universitar dr. Laura Monica. Șeful de dr. Daniel Năsoi. Conferențiar universitar dr. Carmen Preja. Am să mă adresez vouă, dragi absolvente, și am să vă spun că sunteți minunate, că a fost o plăcere deosebită să vă avem alături în acești 3 ani și ca orice profesor îmi doresc cel mai mult să ajungeți să ne depășiți. Dacă e să vă dau un sfat de viață sau să urmez îndrumările colegului meu și să închei cu un citat, m-am gândit foarte mult și am ales drumul pentru voi. Sunt cuvintele înțeleptului Mahatma Gandhi, fi schimbarea pe care vrei să o vezi în viață. Mult succes și felicitări! Absolventele specializării pedagogia învățământului preșcolar și primar, promoția 2018, sunt Agoston Carmen Claudia, Ardelean Furtui Rebecca, Simina Teodora, Ciara Ana Maria, Michiș Aurelia. Mulțumim pentru tot, Aurelia. Conții Brigita. Cosma Tunde Andreea. Cristia Cristina Ana. Filip Daniela Ramona. Horș Emima. Hosu Corina. Mădăraș Ioana.
Daniela. Măgurean Alina. Man Gabriela. Marcuțoana. Medal Mădălina. Mirom Filip Cătălina. Moldovan Diana. Mureșan Alina. Petruțioana. Pop Mihaela Ioana. Mulțumim foarte mult că ai venit azi. Felicitări. Pop Claudia Georgiana. Firuța. Bratiș Cristina. Roman Camelia. Șofron Ioana. Ina. Tot Agnes. Uifaliu și Andreea. Mulțumim și noi! Aceasta este specializarea pedagogia învățământului primar. Îi felicităm încă o dată, le urăm mult succes la licență și viață. Ne aplicăm în fața profesorilor, a părinților, mulțumindu-le și vă invităm la locul dumneavoastră. Mulțumim, doamna profesor! Tot pe fondul sonor, până vin cei de la PIP, o păstrăm, să ne așezăm. Generație într-adevăr reprezentativă pentru facultatea noastră, de succes, și pentru că fiecare curs vestiv a unei generații nu face altceva decât să lase cheia succesului generațiilor care urmează să vină. O să invităm pe reprezentanții absolvenților, dar și a studenților din anul 2 să vină. Așadar, Roxana Ciobanu, cuvânt din partea absolvenților noștri. Felicitări! Nu merge la microfon. Stimați profesori, dragi părinți, colegi și prieteni care vă aflați în această sală, iată ne ajungi la acest moment festiv, important și emoționant în același timp, în care predăm această cheie unei viitoare generații, care va păși pe urmele noastre. Dragii noștri colegi, aș vrea să vă spun câteva cuvinte.
pe care sperăm cu toții că le veți urma și voi începe așa. Bucurați-vă de puterea și frumusețea tinereții voastre. Peste câțiva ani, când veți primi aceste fotografii de la acest curs festiv, veți realiza că, de fapt, ați avut foarte multe oportunități în studenție. Faceți în fiecare zi lucruri de care vă temeți. Nu vă pierdeți timpul cu invidia. Uneori vă veți afla în înălțime, alteori veți fi în pragul eșecului. Întrecerea în studenție este una foarte puternică, dar în final veți realiza că adevărata întrecere este cu voi înșivă. Legăturile pe care le veți crea în acești ani studenției sunt legături pe viață. Așadar, noi, studenții reprezentanți acestei generații, vă dorim mult succes, multă fericire și putere de muncă. Vă mulțumim! Bravo! Felicitări! Se credea că parăcheia succesului de către absolvenți promoția 2018 este primită de către studenții anului 2 și dăm cuvântul reprezentanților studenților. Nicoleta, ai cuvânt. Stimați invitați, dragi profesori și iubiți colegi, avem bucuria de a ne afla azi aici, într-un cadru festiv, pentru a ne manifesta solidaritatea față de voi studenții care pășiți pe lungul drum și anevoios al desăvârșirii profesionale. În numele studenților colegi, vreau să adresez cuvinte de mulțumire tuturor cadrelor didactice, familiilor, prietenilor, pentru susținerea și sprijinul acestora în lungul demers al însușirii educației. Dragi studenți, vă doresc din tot sufletul să vă materializați visele, să fiți călăuziți în viață de cele trei puteri fundamentale, adevărul, iubirea și fericirea, să vă bucurați de fiecare clip a vieții voastre, să vă respectați pe voi înșivă, dar și pe cei care vă înconjoară și să culegeți mult așteptatele roade de pe urma muncii depuse. Nu în ultimul rând, vreau să vă rog să nu uitați că numai omul educat are întotdeauna averea la el. Vă doresc mult succes în vederea susținerii examenului de licență și reușite pe toate planurile. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi, felicitări! Așadar, ștafeta, după cum vedeți, este pe mâini bune, este transmisă viitorilor absolvenți promoției viitoare, să vă retrageți la locurile voastre. Vreau să fac un anunț important, toată această manifestare nu se putea organiza de către facultatea noastră fără cei de la Liga Studenților Mintea Vitează. Cărora le mulțumim din suflet, dacă este reprezentantul acestei organizații de tineri studențești, masterand Ioana Gradu, invităm aici sus pe scenă. Dacă nu le mulțumim oricum, pentru încurajare, pentru susținere, promovare. Ioana, haide, te rog frumos, unde ești? Da, s-o aplaudăm pe Ioana Grad, reprezentanta institutului. Bună ziua și bine ați venit la Facultatea Facultății de Litere. Cei de la Facultatea de Litere m-au luat puțin prin surprindere. Am venit aici să fiu alături de colegii mei și nu sunt pregătită să stau în fața dumneavoastră, dar vă dorim din partea aici studenților succes. Spor la finalizarea lucrării de licență și succes și să vi se îndeplinească toate dorințele și toate visele și toate planurile. Vă mulțumim pentru că ne-ați menționat și pe noi și suntem alături de dumneavoastră. De vă mulțumim! Mulțumim, Ioana! Este emoționată, într-adevăr, trebuie să recunoaștem, dar sunt extrem de activ alături de studenții noștri. Așadar, ajungând aproape spre final, evident, dacă domnul decan a avut cuvântul deschidere, permiteți-mi să o invit pe doamna prodecan, conferențiana universitară dr. Delia Suiugan, să ne spună cuvântul din încheiere, din partea conducerii facultății noastre, urmând ca după aceea să facem anunțurile finale și apoi, de ce nu, să ne bucurăm împreună cu absolvenții noștri. Doamna prodecan, aveți cuvântul.
Vă mulțumesc mult. Da, am încercat să facem un cerc în interiorul căruia noi toți să ne pierdem numele, să ne pierdem titlurile științifice și să devenim un singur nume, litere, litere Baia Mare. Și sper că am reușit. Dragi absolvenți, știu că unii dintre voi considerați că sacrificiul vostru de azi a fost enorm, să stați în picioare 2 ore. Dar noi ne-am dorit ca astăzi să-i așezăm în bănci pe părinții voștri. Niciun sacrificiu nu e prea mare. Să le mulțumiți părinților voștri pentru că ați ajuns în această etapă a formării voastre. Și ne bucurăm noi că de fiecare dată încercăm să găsim o sală din ce în ce mai mare pentru a reuși să le mulțumim părinților așezându-i în bănci, în scaune și nu ținându-i în picioare. Și iată că și această sală, care mi se părea nouă cea mai mare din oraș, s-a dovedit a fi neîncăpătoare. Vă mulțumim, dragi părinți! Fără dumneavoastră, ei n-ar fi aici. Fără ei, literele nu ar exista. Pentru că profesori fără studenți nu există. Vă mulțumim, dragii noștri, că ne-ați oferit șansa aceasta de a începe un drum alături de noi. Și iată, vă mulțumim că ați și terminat o etapă alături de noi. N-aș fi prodecan de didactic dacă nu v-aș spune, mai urmează. Nu s-a terminat. Avem masterate, avem doctorate și vă rugăm ca pe toate aceste etape pe care le veți parcurge, să le parcurgeți cu noi. Pentru că vă simțim deja partea familiei noastre, numită, repet, litere. Suntem onorați să fiți aici și voi și domniile voastre și vă rugăm să rămânem mereu uniți. Vedeți, suntem mulți. Noi am vrea să fim și mai mulți, alții chiar mai mulți. Suntem diversi. Ați văzut câte specializări. Diversitatea înseamnă unitate, iar unitatea înseamnă evoluție. Aceasta este facultatea de litere. Și vom rămâne mereu umaniști. Și pentru că mulți s-au chinuit să vorbească în citate, o să vă spun un lucru pe care etnologilor ne-am spus de multe ori. Să nu vreți niciodată să priviți pe cineva de sus, decât atunci când îi veți întinde mâna să-l ajutați să se ridice. Felicitări! Multă baftă în viață! Înainte de a încheia și să ne manifestăm bucuria, punând mâna dreaptă sau stângă pe cea aveți deasupra capetelor, pentru că ați acumulat foarte multe cunoștințe în cei 3 ani în preajma și în zicinta facultății noastre, fac un anunț. La ieșire din fața acestei instituții, fiecare specializare e așteptat să facă poze împreună cu invitații, cu părinții și cu cartele didactice. De aceea, sunteți așteptați așadar afară de cei care sunt programați să vă facă pozele. Nu uitați, în schimb, și de predarea robelor. Doamnei Dana Birtoc, fiecare specializare având către un absolvent reprezentativ și să le preia și să le predea acolo unde este cazul. Nu rămâne decât în final să vă felicităm încă o dată pentru această etapă frumoasă, să vă spunem că vă așteptăm nu numai la examen de licență, ci după licență să veniți și la cursurile de masterat, odin pentru care multă baftă, succes în viață și peste toate examenele care vi stau înainte. Vă felicităm din toată inima, promoția 2018. Și haideți pe fondul sonor să vedem cum ne manifestăm bucuria. Bravo! Votul sonor de final! Vă felicităm încă o dată! Stimați absolvenți, cald de felicitări și din partea domnului prorector, profesor universitar Dr. Petrică Popsitar, care își exprimă regretul de a nu putea participa aici. Știți că este o comisie, o importantă comisie de acreditare instituțională în universitatea noastră. Vă transmite mult succes! Și să nu ne uitați!